Orița a fost primul pistol mitralier românesc, fiind produs începând din anul 1939, în timpul celui de-al doilea război mondial și câțiva ani după. Orița a fost un proiect cehoromân, dezvoltat de cehul Leopold Jasek și românul Nicolae Sterca, care avea atunci doar 17 ani. Cel din urmă a inventat pe durata carierei sale peste 80 de prototipuri de arme și utilaje, fiind o legendă a uzinei de armament de la Gugir, unde a lucrat 47 de ani. Numele pistolului mitralieră vine de la capitanul Marin Orița, cel care a omologat acest model. Primul pistol mitralieră românesc a fost produs la uzinele Copșa Mică și Gugir. Orița avea un calibru de 9 mm, era simplă, ingenioasă și robustă, fiind un ajutor de nădejde soldaților români pe fronturile celui de-al doilea război mondial. A intrat în uz în anul 1943 și a fost utilizată o lungă perioadă până în anii 70. Prima versiune a pistolului mitralieră Orița a fost M1941, aceasta nefiind mai prejos ca și performanță comparativ cu armele produse în statele cu o lungă tradiție în domeniul fabricării de armament. A existat și o variantă târzie îmbunătățită, M1948, cu pat fix de lemn, și model M1949, cu pat rabatabil de metal, aceasta fiind destinată trupelor de parașutiști români din perioada postbelică. Ultima versiune a fost Orița carabină, care a rămas în stadiul de prototip. A fost construit doar un singur exemplar, care e păstrat la Muzeul Militar Național din București. Distanța de tragere eficientă era de 200 de metri, iar distanța maximă de 700 de metri, glonțul având o viteză la ieșire de 350 de metri pe secundă. Avea o cadență de tragere de 600 de gloanțe pe minut, o greutate de 4 kg încărcată. Era dotată cu o magazie de 32 de gloanțe detașabilă, care folosea o muniție comună în acea perioadă, parabelum de 9 mm, și avea un sistem de ochire mecanic cu cătări. Nefiind produse suficiente exemplare, arma românească a fost folosită în paralel cu armament similar provenit din import sau capturat de la inamici, însă a fost o armă apreciată, care în ciuda costului de producție mic era rezistentă și performantă. A fost scoasă din uz treptat, fiind înlocuită cu pistolul mitralieră 1963, versiunea românească a puștii de asalt AK-47. Orița a reprezentat un mic, dar important capitol din istoria participării României la cel de-al doilea război mondial. Cam asta a fost și pentru acest episod. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!